Aloha prieteni, eu sunt Tsunami și astăzi revin cu un nou video din piața cripto, asta pentru că Bitcoin atinge în această dimineață din nou prețul de 30.000 de dolari. Mișcarea vine după ce MicroStrategy a anunțat că a cumpărat din nou Bitcoin în Q2 din 2023, de asemenea Binance se pare că se întoarce din nou pe piața cripto din Japonia și deschide un exchange care se pare că oferă cea mai mare colecție de criptomonede de pe această piață. Cu toate astea, vedem că Bitcoin nu reușește să depășească 30.000 de dolari, momentan s-a întors la un preț de 29.500 de dolari și am pregătit și alte știri interesante despre piața cripto și alte știri interesante despre Bitcoin. Așa că dacă vă place acest tip de conținut, nu uitați să apăsați butonul de like, de asemenea nu uitați să vă abonați și de asemenea veți găsi în descriere și profilul de Twitter și canalul de Telegram unde postez și alte știri din piața cripto. Deschidem videoul cu graficul monedei de Bitcoin de pe TradingView, suntem pe graficul în paritate cu USDT de pe Binance și dacă ieri Bitcoin avea un preț de 28.550 de dolari la un moment dat, ei bine, în această dimineață Bitcoin a mers spre 30.000 de dolari. Din păcate, nu a reușit să spargă această zonă și momentan s-a întors la un preț de 29.500 de dolari, iar Bitcoin arată destul de indecis în această perioadă, nu vedem o direcție clară pentru moneda lui Satoshi Nakamoto, iar tocmai din acest motiv, după cum ziceam și în video de ieri, volumul este foarte scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani. De asemenea, dacă ne uităm și la zona de lichidări, avem lichidări de 98 de milioane de dolari în ultimele 24 de ore și am vrut să ne uităm la această zonă pentru că se pare că peste 50% din lichidări au fost pe Bitcoin, adică din 98 de milioane de dolari în lichidări, vedem că 51 de milioane de dolari au fost pe Bitcoin. Cea mai mare poziție lichidată se pare că a fost pe OKX, pe exchange-ul OKX, unde cineva a pierdut 4,5 milioane de dolari pe poziție Bitcoin în paritate cu USDT. Încă o dovadă că mișcarea din această dimineață a fost în special pe Bitcoin, în timp ce altcoinurile nu putem zice că au avut mari schimbări de preț. Iar un motiv pentru această creștere pe Bitcoin s-ar putea să fie MicroStrategy, compania lui Michael Saylor, care a prezentat raportarea pentru Q2 din 2023. De asemenea, MicroStrategy a anunțat că a cumpărat în ultima lună alți 420 de BTC. De asemenea, conform raportării din Q2, se pare că MicroStrategy a cumpărat în ultimul trimestru 12.800 de BTC și aici a avut un preț de achiziție de aproximativ 28.000 de dolari, un preț sub valoarea pe care moneda lui Satoshi Nakamoto o are în această perioadă, deci este o achiziție foarte bună pentru Michael Saylor. Iar în prezent, MicroStrategy se pare că are aproape 153.000 de BTC și aceste monede valorează aproximativ 4,5 miliarde de dolari. Iar vestea și mai bullish este faptul că MicroStrategy se pare că are în plan să vândă acțiuni în valoare de 750 de milioane de dolari. De asemenea, se pare că sunt hinturi că compania lui Michael Saylor ar plănui să cumpere Bitcoin de această sumă. Asta și pentru că MicroStrategy consideră că moneda lui Satoshi Nakamoto totuși este în bear market în această perioadă, are un preț foarte bun și poate avea o creștere uriașă de preț în următorul bull run. De asemenea, trebuie menționat că prin acțiunile pe care SEC-ul american le-a avut în ultima perioadă, dă de înțeles sau chiar confirmă faptul că Bitcoin nu este un security sau o valoare mobiliară neînregistrată. Tocmai din acest motiv, mulți investitori din piața cripto nu prea au încredere în altcoin-uri în această perioadă, se îndreaptă mai mult spre Bitcoin. Bitcoin reprezintă o investiție mult mai sigură pentru următorul bull run, iar mulți consideră chiar că dominanța pe BTC va crește foarte mult în următoarele săptămâni dacă nu se schimbă ceva în acel război pe care SEC-ul american îl poartă cu altcoinurile în această perioadă. Iar o altă știre foarte bullish pentru Bitcoin menționează faptul că 70% din supply-ul aflat în circulație nu s-a mai mișcat de un an de zile, reprezintă un all-time high, aș putea zice, pentru acest indice. Asta pentru că investitorii acum consideră că Bitcoin are un preț foarte bun, nu merită să-l vândă, nu merită să-l tranzacționeze, iar mulți preferă să țină această investiție pe termen lung, mai ales că urmează probabil un nou bull run și de asemenea vedem și un interes din ce în ce mai mare pe acest sector din partea jucătorilor instituționali. Vorbim și despre ApeCoin, moneda din spatele ecosistemului Bored Ape, care din păcate în această perioadă înregistrează un all-time low. ApeCoin are o scădere uriașă de preț, bineînțeles piața cripto este în bear market, dar un motiv ar fi faptul că industria NFT a scăzut foarte tare în această perioadă. Am menționat chiar în ultimele săptămâni aici pe canal de faptul că colecțiile Bored Ape Yacht Club sau Mutant Ape Yacht Club au avut scăderi uriașe de preț în această perioadă. Sunt vedete care dețin aceste NFT-uri și care, da, din păcate, nu se mai pot lăuda cu NFT-uri foarte scumpe, mai ales că interesul este foarte scăzut în această perioadă, atât pe zona cripto, dar și pe zona NFT, dar în special și pe aceste colecții NFT. Vorbim și despre exchange-ul descentralizat LeetSwap. LeetSwap este un DEX de pe rețeaua Base și Base, dacă nu știți, este rețeaua celor de la Coinbase.
Cei de la LakeSwap au ales să-și închidă activitatea în această perioadă și aici motivul se pare că este faptul că au observat o activitate destul de ciudată pe anumite pool-uri de lichiditate. Coincidență sau nu, această activitate suspectă a apărut după acel hack uriaș de pe Curve Finance, unde s-au furat criptomonede în valoare de 70 de milioane de dolari. Așa că echipa din spatele proiectului LakeSwap a ales să închidă activitatea în această perioadă. Vor să protejeze platformă și să aibă grijă să nu există un posibil exploit, încercând să asigure comunitatea în acest fel că nu vom vedea încă un hack în piața cripto. Continuăm și cu o veste foarte bună din partea celor de la Binance. Binance se întoarce după o pauză de 5 ani pe piața cripto din Japonia și a deschis ieri, pe 1 august, noul exchange unde va servi clienții din această țară. Se pare că Binance oferă aici accesul la 34 de criptomonede, sau mai bine zis tokenuri. Și deși pare o listă destul de mică, mai ales că Binance, de exemplu, în Europa oferă peste 300 de criptomonede, trebuie menționat că pentru exchange-urile din Japonia se pare că este exchange-ul cu cea mai mare listă sau colecție de criptomonede. Binance a anunțat deschiderea acestui exchange și pe profilul de Twitter, acolo unde a menționat că noul exchange japonez poartă numele de Binance Japan KK. Binance subliniază aici și faptul că oferă cea mai mare colecție de tokenuri în comparație cu celelalte exchange-uri de pe piața cripto din Japonia, iar Binance anunță că utilizatorii vor putea tranzacționa aceste monede atât în zona de spot, dar vor putea folosi și zona de earn sau zona de stake, unde vor putea câștiga un anumit randament pentru monedele deținute. Iar în caz că vă întrebați care sunt cele 34 de monede disponibile acum pe exchange-ul japonez, ei bine, avem aici o poză de la un utilizator, One Man Show, care a postat această fotografie pe Twitter. Vedem în această listă, avem Bitcoin, avem Ethereum, avem ADA, avem chiar Ethereum Classic, avem bineînțeles Polkadot și Atom, avem și Avalanche, o monedă care mie îmi place foarte mult, dar găsim pe listă și monede precum Astar și Jasmine, două monede foarte populare, în special printre utilizatorii din Japonia, care nu aveau cum să lipsească de pe exchange-ul japonez al celor de la Binance. Iar o altă știre foarte importantă despre Binance, care a apărut în această dimineață, menționează faptul că atât Binance, dar și CZ au luat în calcul la un moment dat închiderea companiei care operează în Statele Unite. Conform unei investigații din partea site-ului de știri The Information, se pare că Binance, dar și CZ s-au gândit că cea mai bună soluție pentru a proteja compania globală ar fi de a închide divizia care operează în Statele Unite. Au supus la vot această decizie și se pare că au votat mai multe persoane care făceau parte din conducerea companiei Binance USA. Totuși, Consiliul de Administrație ce conduce Binance USA se pare că nu a putut ajunge la o decizie unanimă. Din acest motiv, CEO-ul companiei Brian Schroeder a ales să blocheze această decizie, iar din păcate nu știu dacă a fost cea mai bună alegere, mai ales că Binance USA și așa are o cotă foarte mică de piață în Statele Unite și chiar s-a trezit cu un proces din partea SEC-ului american, un proces care afectează atât compania globală Binance, chiar Binance USA, dar și pe CZ. Încheiem aici video-ul de astăzi, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit, iar noi ne revedem în următorul videoclip. Aloha, prieteni!